Bună seara, prieteni! Bine ați venit în fața micilor ecrane pentru ediția inaugurală a acestui sezon al emisiunii Meet Milk, o coproducție a agenției Infogroup și a postului de televiziune Agro TV. Sunt Ilie Stoian, directorul editorial al agenției și chiar îmi pare foarte bine că reluăm seria de emisiuni. Înainte de a vă prezenta invitatul de onoare, de gală, pentru că doar deschide seria invitațiilor din această seară, o rog pe colega mea, pe Veronica Ursache Andrei, să vă prezinte chiar în momentul ăsta știrile Meet Milk. Bună seara, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, sunt Veronica Ursache Andrei și urându-vă bun venit în fața micilor ecrane pentru ediția inaugurală al noului sezon al emisiunii Meet Milk. Mă bucur să vă prezint ultimile știri. Celis Monitor și Facebook Monitor, platforme de monitorizare și analiză ale companiei Triors, au dat publicității topul vizibilității în online a mărcilor de lactate și carne pentru luna august 2024. Potrivit datelor analizate din piața de lactate, pentru categoria expresii clasamentul primelor 5 locuri este următorul: Olympus, Delaco, Philadelphia, Covalac de Sarez și Napolact. În categoria top players, primele locuri sunt ocupate de Covalac de Țară, Nucet Bunătăți Mănăstirești, De la Fermă, Müller România și Zuzu. În privința mărcilor de carne și mezeluri, topul categoriei expresii plasează pe primele 5 locuri Cocorico, La Provincia, Scandia Sibiu, Agricola Bacău și Transavia, pentru ca primele 5 locuri din categoria players să fie ocupate de Matache Măcelaru, Fragedo Bai Transilvania, Scandia Sibiu, Pate Bucegi și La Provincia. Clasamentele integrale le puteți afla de pe iQuads.ro. Institutul Național de Statistică a publicat ultimile senteze ale datelor aferente lunii martie referitoare la producția de carne, lapte și lactate. Iată ce și cât s-a produs. În luna iulie 2024, față de luna anterioară, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut la ovine și capline și la păsări, iar la bovine și la porcine au scăzut. În comparație cu luna iulie 2023, în luna iulie 2024, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut la porcine și la păsări și au scăzut la bovine și la ovine și capline. În privința producției de lapte și lactate față de luna corespunzătoare din anul precedent, cantitatea de lapte de vacă colectată de unitățile procesatoare a crescut cu 2,1%. Producția de acidofile a înregistrat cea mai mare creștere de plus 14,2%, iar cantitatea de lapte brut importată de către unitățile procesatoare a crescut cu 51,8% în perioada primelor 7 luni ale anului curent față de aceeași perioadă a anului trecut. Industria alimentară se pregătește pentru o creștere moderată a volumului în întreg an 2024. Se arată într-un raport Circana citat de European Supermarket Magazine. Sectorul global al produselor alimentare și al băuturilor va raporta probabil o creștere a volumului între 0,5% și 1% în acest an, a constatat un nou raport de la Circana ca o perspectivă mai promisătoare pentru 2025. Cel mai recent raport de statistici, Circana Compass, a constatat că la jumătatea anului 2024, proiecțiile Circana pentru sector s-au dovedit extrem de precise, cu o creștere a volumului de 0,8%, o creștere a prețurilor de 1,4% și o creștere de top de 2,2%, toate strâns aliniate cu prognoza inițială. În luna noiembrie anului trecut, Circana a prognozat că în 2024 se va înregistra o revenire la creștere pentru sezonul alimentar și al băuturilor cu amănuntul după 3 ani de scădere a volumului. FAO a dat publicității ultimul raport referitor la indicele de prețuri alimentare. Iată evoluția prețurilor la cele două grupe de interese ale emisiunii noastre, lactate și carne. În luna august, indicele FAO al prețurilor la produse lactate a crescut față de luna iulie cu 2,2%. Laptele praf integral a crescut, determinat de o creștere a cererii de import pentru aprovizionarea spot. Prețurile internaționale la brânzeturi au crescut și ele din cauza cererii globale mai mari de import, în timp ce cotațiile internaționale de unt au atins un maxim istoric, fiind alimentate de incertitudinea crescută cu privire la adecvarea aprovizionării cu lapte în Europa de Vest.
Indicele FAO al prețurilor la carne a scăzut cu 0,7% față de iulie, prețurile cărnii de pasăre, porc și ovină au scăzut pe fondul cererii de import slabe, chiar dacă prețurile la carne de bovină au crescut ușor. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, acestea au fost știrile Meat Milk. Vă las în compania colegului meu Ilie Stoian pentru o nouă ediție a emisiunii noastre. O seară frumoasă vă doresc și să ne revedem sănătoși și săptămâna viitoare! Îți mulțumim, Veronica! Prieteni, rețineți informațiile pe care ea vi le-a prezentat în această seară, aseară în care am marea plăcere ca să vi-l prezint pe domnul profesor universitar, doctor inginer Silviu Stanciu. Domnia sa revine în emisiunea noastră. Bine ați revenit, domnule profesor. Cred că toate bune la Galaz, nu? La Facultatea de Tehnologie Alimentară. Bună seara, bine v-am găsit. Toate sunt bune la noi la Galați, am terminat admiterea, licență în vară, master în toamnă și ne pregătim de începerea unui nou an școlar. Dumneavoastră, pe bună dreptate, vă mântreați cu o expansiune a activității încă de câțiva ani. Da, nu e vorba neapărat de o expansiune, noi suntem apropiați de mediul de afaceri, de mediul economic. Anul acesta, ca noutate pentru cei care sunt interesați, pregătim o specializare duală pe zona de inginerie a produselor alimentare. La Buzău, împreună cu partenerii de acolo, vom deschide un învățământ dual în care partea aplicativă va fi făcută la agentul economic, deci exact ce are nevoie. Haideți va fi să-l numim, pe zona că respectivă, merită, dacă acceptă lucrurile. La Osus, la zona fabricilor de bere, pe zona respectivă și o platformă. E bună mai și acolo. E bună și berea, lângă carne. Nu? Sigur că da. Poate și lângă lapte câteodată. Și chiar lângă brânză, pentru că am văzut niște asocieri prin Belgia, parcă, de bere neagră cu anumite soiuri de brânză. Deci așteptăm oferte și de la producători de lapte sau de carne, pentru că în ultima perioadă, probabil și pe zona aceasta de creștere economică și pe prestigiul Universității și a Facultății de Știință și Inginerie Alimentelor de la Galați, avem tot mai multe cereri de specialiști de ingineri. Nu putem acoperi pentru că vin din toate zonele țării și atunci am zis să mergem noi către zonele de interes și să pregătim ce au nevoie agenții economici exact pe zona respectivă. Deci este o primă etapă. Avem de asemenea și promisiuni sau solicitări de la Tulcea, de la Bârlad, Vaslui, zona respectivă, din Republica Moldova, unde știți că avem parteneriatele tradiționale cu universitățile de acolo și pregătim specialiști care să acopere nevoia de ingineri din alimentare, pentru că încet, încet, să știți că e din ce în ce mai căutată această profesie și din ce în ce mai bine plătită. Sunt solicitări foarte mari pe carne. Am avut de la Panciu, de exemplu, știți că e o fabrică de produse din carne acolo, produse naturale, nu-i dau numele. Da. De la lapte, acum avem două solicitări de inginer tehnolog de lapte la o fabrică nouă cu fonduri europene din județul Tulcea, de unde sunt eu. Adică sunt foarte mulți agenți economici care au nevoie de specialiști și atunci ne adaptăm și mergem aproape de ei. Deci avem licență, avem pregătire, va fi deschisă la anul, la Buzău. Avem două mastere pe care le avem la Buzău, sunt funcționale pe inginerie și management alimentație publică și agroturism și un master nou și pentru noi pe fraude alimentare la Buzău. Și pregătim tot așa pentru la anul, tot pe zona aceasta de parteneria cu mediul de afaceri, cu agenții economici, siguranța alimentelor, un master de siguranță alimentelor. Se numește CESA, de fapt, și are un pic mai complexă, dar deja ne orientăm și cred că suntem și în acest punct de vedere fanion al învățământului de industrie alimentară, pentru că mergem către mediul de afaceri și acoperim nevoile pe care acesta le are. La dumneavoastră se fac și doctorate? Eu sunt conducător de doctorat, avem școală doctorală puternică, avem trei domenii de doctorat care sunt încadrate pe zone apropiate producției agroalimentare, adică avem partea clasică din inginerie a produselor alimentare, biotehnologii și o specializare nouă de care eu sunt mândru, pentru că a fost prima specializare în țară care s-a înființat pe acest domeniu. Se numește inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. Dar tematica este complexă. Bine, suntem de 8 ani, avem deja 18 doctori, adică titlul de doctor obținute la școala doctorală. Și această specialitate îmi pare că este foarte cuprinzătoare, pentru că până la urmă se pune din ce în ce mai mult accent pe dezvoltarea rurală. E o tematică complexă, pentru că eu, de exemplu, am 9 titluri de doctor obținute, deci 9 doctori care au finalizat cu bine studiile, da. Și în care am avut specialiști de industrie alimentară care au fost doctoranți pe economie, pe drept, pe medicină am avut, adică
e un domeniu foarte versatil care îți permite să te adaptezi. Și am mers de la agricultură inteligentă, aveam un specialist pe drone și care am făcut agricultură inteligentă și am încercat să monitorizăm culturile cu drone și am făcut o bază de date cu monitorizarea unor culturi de lavandă, da, până la zona de produse noi, am creat produse noi, am mers pe zona de produse noi, pe brevetare, pe realizare de produse noi, pe zona alimentară, pe strategii de dezvoltare, pe furaje pentru zona de industrie alimentară, pe furaje pentru domeniul piscicol. Adică sunt foarte multe domenii. Am avut o temă interesantă, este de fapt acum în studiu și se apropie de tematica emisiunii, un doctorand care lucrează în televiziune și cu care avem o temă legată de impactul reclamei media asupra consumului de alimente. Pentru că din ce în ce mai mulți cei care privesc posturile televiziune sau pe internet sunt, au acces, voie sau nevoie, la multe reclame pe zona de produse alimentare. Și dacă nu știți să alegi ceea ce trebuie, pot apărea. Vom reveni la temă, pentru că e tema centrală a acestei serii. Prieteni, după cum anunțam în promouri, vom vorbi despre junk food, impactul junk food-ului asupra pieței. Domnul profesor a efectuat un studiu cât se poate de interesant pe această temă. Însă vreau să vă mai întreb două lucruri. Cum decurge activitatea la, să-i, nu știu dacă e corect să o numesc, filiala dumneavoastră din Italia? La medicină, medicina, da, din Italia, este bine. Avem deja absolvenți medici, avem admitere. În toamnă ei dau admitere un pic mai târziu pentru că fac niște cursuri de pregătire și de evaluare limbii române. Noi suntem o universitate care predăm în Italia limba română. Da. Și cei care vor să vină, să devină studenții noștri, trebuie la studenți italieni. La studenți italieni sau din diaspora. Da. Adică dacă sunt din diaspora, știu deja limba română, dar tot mai fac o testare, că cum o să zice, știți, se mai întâmplă să mai uite. Dar pentru cei care sunt italieni, fac cursuri de limba română, română intensivă, dau concurs, examen de limba română, dacă testul de limba română intră la concursul de admitere la... Deci suntem și acolo în grafic și dezvoltăm cât putem de bine. Cealaltă întrebare, care este numărul de studenți? A crescut? A scăzut? Am avut o campanie extraordinar de bine dusă pe zona aceasta de promovare instituțională. În ultima perioadă, trendul a fost de creștere la noi, la universitate și la toate specializările. Au fost specializări care în acest au avut 6-7 candidați pe loc. Adică deja discutăm de examen de admitere, la 6 candidați pe loc deja e. Și, cam cum era înainte de 89. Exact. Da. Chiar noi am fost 15 pe loc la industria alimentară, la chimie alimentară, cum era atunci, dar erau specializări și atunci în care erau 2, 3, 4, 5, 6 pe loc. Domeniul tehnic este într-o creștere semnificativă, dar vă spuneam mai devreme că partea aceasta de promovare, pentru că am început să ne prezentăm rezultatele, activitățile, parteneriatul cu mediul de afaceri ne aduce în ce în ce mai mulți studenți și suntem pe creștere, adică suntem mult mai bine decât anii anteriori. Da. Însă absolvenții, pentru că tot ați vorbit de învățământ dual, copiii care termină școala rămân, își continuă activitatea aici? Depinde de oferta financiară în principal. Adică mulți fac din pasiune, noi încercăm să-i pregătim și să-i adaptăm pe zona aceasta să fie, să aibă competențe cât mai apropiate de ceea ce cere mediul de afaceri de producători, dar dacă oferta financiară nu este foarte bună, să știți că mulți îi pierdem și nu merg să lucrezi unde trebuie. Vineri voi fi din nou în București la o teză de doctorat și dimineață avem o teză de doctorat foarte interesantă despre competențele specialistului de învățământ agroalimentar, mai mult pe zona agricolă, legat de piața muncii. Adică ne adaptăm în permanență, noi venim cu o ofertă și absolvenții noștri au competențele, dar până la urmă și partea financiară contează și știți că nu mai sunt acele deduceri pentru salarii pentru producători de industrie alimentară, pentru ingineri de industrie alimentară, se cam cunoaște. Nivelul salarial acum pentru un absolvent este de 4.000, avem oferte, au rugat să căutăm absolvenți, 4.000-4.500 ca stagiar, plus cazare și o masă pe zi. Dar tot nu este atractiv, pentru că merg în afară, avem mulți absolvenți care lucrează în străinătate, noi ținem legătura cu ei și lucrează în diferite zone pe industria alimentară, România încă trebuie să mai facă ceva pași în creșterea salariului pentru a fi atractive domeniile. Da. Bun, de ani de zile știu că pe dumneavoastră v-au interesat întotdeauna subiectele legate de industria alimentară în ansamblul ei și acum să revenim la tema principală a emisiunii Junk Food. Povestiți puțin despre studiul pe care l-ați realizat.
Este o temă interesantă, m-a pasionat, deci sunt în stadiul în care fac lucrurile din pasiune și cercetez teme care să-mi placă. E o temă care este de actualitate. Este o temă care am avut o discuție la începutul anului despre taxarea produselor bogate în zahăr, pentru că în România se pregăteau niște reglementări legislative care până la urmă s-au aplicat legate de taxarea produselor bogate în zahăr, taxa pe zahăr, cum se spune mai pe scurt, și atunci în calitate de specialiști pe industria alimentară am avut o discuție cu cei care pregăteau documentele legislative. Și pornind la această tematică am vrut să văd și eu ce se întâmplă pe plan global, pentru că această taxare pe zona de junk food, junk food înseamnă nu doar produse cu zahăr, înseamnă și produse care au un conținut mai mare de sare, un conținut care mai produse cu un conținut mai mare de grăsimi, mai puțin sănătoase, produse care, eu știu, sunt zona din fast food care se mănâncă repede și au nu au o compoziție echilibrată din punct de vedere nutrițional. Din 2011 sunt aceste inițiative în alte zone și am vrut să văd cam care este impactul și dacă s-ar justifica astfel de taxări suplimentare sau dacă sunt doar, eu știu, metode de a completa bugetul statului și nu vor avea efecte pe termen lung asupra consumului. Consumul de aceste produse care sunt și din categoria fast food, dar și alte principale sunt totuși din zona fast food-ului, sunt produse care se consumă frecvent, se consumă din ce în ce mai mult, există mediul acesta de reclamă de care spuneam mai devreme, există stilul de viață care ne face să mâncăm mai repede, să ne grăbim, să mâncăm la calculator, să mâncăm mașină, să mâncăm în zonele de trafic. Un studiu recent pe care l-am publicat săptămâna trecută, îmi pare, spunea că pe litoral, cel puțin în anul ăsta, în vara asta, în România, cel mai comandat produs alimentar au fost burgerii. Da. Se mănâncă ca dovadă a ceea ce, o dovadă în plus a ceea ce ați constatat și dumneavoastră. Și atunci, zona aceasta care este o zonă foarte profitabilă pentru cei care fac afaceri, pentru lanțurile respective de fast food, pot avea impact negativ asupra bugetului. Pentru că oamenii mâncând aceste mâncări care nu sunt echilibrate, nu sunt chiar sănătoase, mâncându-le repede, mâncându-le de plăcere, pentru că e și plăcerea de a mânca, care zic eu că este un pic și stimulată de diferite ingrediente, ajung în situația în care cresc în greutate, au greutate supraponderală, obezitate, legat de greutate, de partea aceasta apar și o serie de boli, legate de boli de cardiace, pentru că e supra-solicitat sistemul cardiac, de sistemul osos, de diferite afecțiuni care sunt asociate acestui mod de viață mai puțin sănătos. Nu doar fast food-ul, nu doar junk food-ul este cel care te duce la așa ceva, dar se corelează lipsa de mișcare, lipsa de activitate fizică, lipsa de sport. Într-o traducere mai precisă a termenului junk food, dacă ar fi să luăm mot a mot, junk din engleza americană mai degrabă, nici măcar făcătură, ceva de gunoi, ceva de cam în zona aia ar merge acum, cum să vă spun, povestea cu McDonald's-ul și cu aripioarele, o știți, nu? Că la unele fabrici de procesare a carcasei de pasăre rămâneau acele bucăți de aripă care totuși consumatorii nu prea le vor. Se căutau pieptul și pulpele, că astea erau produsele premium, să spunem. Și atunci frații McDonald's au gândit să le folosească, le-au luat, le-au prăjit, le-au venit cu un sistem de acesta de crocant și le-au promovat și este unul din principalele produse. Yeah. Adică, dacă tot discutăm de junk, de ceva care și-a găsit o utilitate, ca să spunem așa, și dintr-o zonă care avea valoare mai mică, printr-o procesare, pentru un sistem de acesta de promovare, până la urmă, printr-o obișnuință a consumatorului, ajunge să fie foarte căutat, să fie un produs premium. Dar revenim la ceea ce spuneam mai devreme, consumul de alimente, consumul nesănătos de alimente, ca să vorbim așa, conduce la costuri pentru sistemul de sănătate, conduce la îmbolnăvire, conduce la pierderi pentru zona de producție, pentru că dacă angajatul se îmbolnăvește, trebuie să aduci altul sau să-i plătești concediu medical. Și atunci statul s-a gândit să reducă un pic impactul. Natura umană este destul de complexă. Dacă nu ai o restricție sau nu ai o, eu știu, o sancțiune, nu prea respecti regulile în general. Și atunci se încearcă această taxare suplimentară pe zona de junk food, pe tot ce înseamnă un produs alimentar mai puțin sănătos, dezechilibrat caloric, cu diferite ingrediente care îți provoacă plăcere pe moment, dar pe termen lung ajungi la spital cu ele. Și atunci a apărut această problemă de taxare. Și v-am spus că mă interesa cam care ar fi impactul, ce s-ar întâmpla în continuare. Bun, în afară de problema taxării, ce ați mai constatat odată cu acest studiu?
Sunt niște studii foarte interesante, adică am citit câteva sute de articole pe zona aceasta, că trebuie să știm ce vorbim și în zona aceasta suntem specialiști, putem să vorbim degeaba. Un studiu interesant... Și noi am publicat recent, dar nu Milk, pe site-ul InfoAliment, un studiu despre impactul publicității asupra copiilor, publicității la junk food asupra copiilor. Un studiu, de exemplu, din Australia spune că un consum de junk food, nu neapărat exagerat, dar uzual, conduce la reducerea creierului, de fapt a unor zone din creier. Adică pentru copii, și e un studiu făcut pe adulți care au consumat așa ceva, cu 60-65 de ani, care sunt în zona aceea de consumatori de produsele acestea fast food, junk food, și care, la care s-a constat prin sisteme de imagistică a creierului, că au zone din creier care sunt subdezvoltate, comparativ cu cei care au alimentație normală. Adică... Determinările au fost făcute științific. Da, științific. Discutăm doar de dovezi științifice. Da, 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 nu da, discutăm da, da, și da. Am scris și articolul de care discutam mai devreme și o să apară într-o revistă. Deci sunt tot felul de asociații legate, nu doar boala obișnuită, nu doar obezitatea. Sunt tot felul de modificări pentru că ele creează dependență. Orice dependență nu este în regulă și atunci consumatorul își modifică stilul alimentar obligat de plăcerea de a mânca și nu-și mai dă seama că acel lucru s-ar putea să facă rău. Bun. Unul dintre aspecte. Celelalte? Afaceri mari pentru mediul de afaceri respectiv și pentru consumator. Pe asta contează foarte mult cu volumul afacerilor, pentru că volumul este uriaș. Piața, și în România, și în Europa, și peste tot în lume. Piața globală este de 700 și ceva de miliarde de euro acum și se prognozează, are un ritm de creștere de 4,5-4 și ceva la sută pe an. Se prognozează că în 2030 să ajungă peste 1000 de miliarde de dolari ca piață globală, care implică foarte mulți bani și un profit extraordinar pentru firmele respective. România este atractivă pentru zona aceasta. Am evaluat și din presa locală, sunt puține informații, dar am găsit informații despre cei mai mari producători de junk food, fast food, McDonald's este unul dintre ei, putem să le spunem numele, că până la urmă nu le facem reclamă. Și producători români, firmele străine, e un concern american, Wendy's, care vrea să intre pe piața românească, adică piața este atractivă pentru că românii sunt... Să numim sunt... și pe al treilea, ca să nu ne certe șaurmeria. Da. Nu, Burger King. Da, Burger King și el este în piață și KFC, adică sunt firme care vin și piața asta o consideră atractivă pentru că avem înclinația spre consumul de astfel de produse. Ne ducem către zona aceasta globală și mergem într-o oarecare măsură pe zona de obezitate, de boli, pentru că, vă spuneam, principalul efect este creșterea în greutate, obezitatea și bolile asociate. Astea sunt marile probleme care se leagă, plus faptul că trăiești mai puțin, deci fenomenul de îmbătrânire este accentuat de consumul de junk food. Bun, dar cum putem contracara? Practic, mie mi se pare extrem de dificil să contracarăm consumul de junk food. Asta încearcă statul. Și asta încearcă, au încercat o serie de guverne de țări prin taxare suplimentară. Adică s-a pus problema în primul rând cum poți să faci o analiză pe rețetă și ce poți să depistezi acolo să vezi că ar fi oarecum dăunător sau unde poți face o analiză mai sigură. Pe zahăr. Și atunci o variantă de taxare este taxa pe zahăr. Taxa pe grăsimi. De exemplu, în Danemarca au încercat să impună o taxă pe grăsimi nesănătoase din produsele alimentare. Au ținut un an de zile și după aceea și-au dat seama că nu pot regla și pe import și pe celelalte și pe obișnuința alimentară, că e zonă totuși rece și consumul de grăsime este ridicat, și au scos-o. Dar pe zahăr e cel mai simplu și au fost tot felul de specialiști, James Oliver, dacă știți, bucătarul care a venit și recomandat și până la urmă a impus o taxă de zahăr în Marea Britanie, poți să taxezi consumul de zahăr într-o băutură. Adică vezi cât zahăr are, băutura recoritoare, de exemplu, sau produsul bogat în zahăr și taxezi o taxă, aplici o taxă suplimentară pe zahăr. Discutam mai devreme de America și de fapt acolo toate produsele sunt dulci, că ați fost, am fost și eu, și e foarte ușor să taxezi producătorii. Și atunci faci o analiză, vezi cât zahăr și aplici o taxă pe zahăr. Aceasta este una din metode care se aplică și care... Însă partea educațională asupra consumatorului, pentru că până la urmă totul depinde de consumator. Dacă există piață, ai și vânzare. Dacă nu ai mușterii la tarabă, nu ai ce vinde. Deci oprești afacerea. Asta este concluzia studiului. Până la urmă, dacă
nu însoțim aceste măsuri punitive, restrictive, de taxare a produselor mai puțin sănătoase, ca să spunem în general, pentru consumator, fără o educație corespunzătoare la nivel de școli, de la copii, că de acolo trebuie să înceapă educația, rezultatele nu sunt chiar cele așteptate. Adică, în majoritatea țărilor s-a constatat o reducere pe moment a consumului, o reducere a vânzărilor, de fapt, pe zona respectivă, dar oamenii s-au obișnuit și încet, încet au început să plătească chiar și mai mult. Viciile știți că se plătesc. Dacă vom crește prețul la țigări sau la alcool, poate este o cotă de piață din consumatori care nu vor consuma cele produse datorită prețului, dar care sunt vicioși, ca să spun așa, care sunt foarte dedicați. Punem punct și virgulă dialogului, pentru că trebuie să dăm legătura pentru publicitate. Colegi, repede, repede, minutele de publicitate. Prieteni, rămâneți în fața micilor ecrane pentru continuarea emisiunii noastre, cât se poate de interesante, împreună cu domnul profesor universitar, doctor inginer Silviu Stanciu, de la Facultatea de Inginerie Alimentară din Galați.